mai ușoară ca celelalte și obiectivul e același, nu? Să trecem de grupe, să mergem cât mai sus. Ăsta e obiectivul nostru. Pentru că dacă stai bine să te gândești, grupele care anterioare în care am jucat la celelalte două campionate europene au fost mult mai grele decât asta. Adică să joci cu Olanda și Germania în aceeași grupă nu e același lucru cu ce avem acum. Acum avem Spania, într-adevăr, care este favorita a grupei, dar celelalte sunt două echipe, Croația știți și dumneavoastră că acum 3 ani, când a fost, în 2019, nu? Am fost în grupă cu Anglia, cu Franța și cu Croația. Deci o grupă și atunci mult mai grea decât cea de acum. Deci, trebuie să joci, că nu poți să cazi cu Lesotho și cu insulele Fiji, nu? Trebuie să joci. E normal să fie așa. Deci se poate spune că Emil Sădoi are obiectivul să califice România din această grupă. Trebuie să dăm grupă, da, bineînțeles. Ce credeți că își propune Emil să aibă alt obiectiv decât ăsta? Asta e singurul obiectiv care poate fi, nu? Asta este. Norocos la tragerea sorții și la echipa mare și la Under 21. Norocos. O grupă. Am avut șansa, dar nu cădea în grupe mult mai grele, spun eu, dar trebuie să fii foarte atent pentru că echipele care le întâlnești sunt echipe bune, nu trebuie să le subevaluezi, să le subapreciezi, mă rog. Poate fi o rampă de lansare pentru fotbal din nou. Poate fi o rampă de lansare din nou pentru fotbal. Pentru că am văzut că avem semne bune de la ultima dublă care am avut-o în Liga Națiunilor. Trebuie să continuăm tot așa, zic eu.